Hei, eu sunt Master Chef Jang, el este ajutorul meu credincios, Master Chief Weed. Ce faci, Weed? Bine, Jang. Bine ai venit în The Library, ceea ce internetul zice că este cea mai grea misiune din tot jocul. Oh, ui, 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 wow, ui, 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 wow. A început din start. Mamă, este un de ăla care explodează. Se vedea după el că era plin cu mucus de ăla, știi? Cu spori. Era umflat, era ca un balon. Mă, eu nu știu dacă tu auzi bine, dar... Se aud ca un fel de râsete, gen. Aha. Ce mi se pare mie. Bă. Dă-ți să-l auzi și eu. Eu încă nu l-am auzit. Cred că era doar niște lătături, gen. Ham, ham, ham. Wow, cum ai spus toate. Mamă, dude. Stai că deja doar am scut. Nu! E cam intens. N-ai zice. Hai să vedem. Oare poate Jang să facă față? Trebuie pur și simplu să o urmărim pe asta. Inteligența asta artificială. În caz că n-ați văzut episoadele trecute. De ce nu l-ați văzut? Uitați-vă. Este roboțelul ăsta care ne pune să-l urmărim. Că ne ajută el să rezolvăm totul. Teoretic. Sper că ne zice cum să scăpăm de Flood. Deci pe acolo. Haideți pe aici, pe aici. Haideți, da. Wow, ui! Dude, era scat în hăul fără fund. Am văzut. Dar ce ai construi un hău fără fund și n-ai pune bărți de protecție, știi? Mână curentă. Că și acum era să cazi. Da, și acura. Da, mână curentă. Curentă. Ar fi tare să vezi aici. Mamă, cum a trăit. Să vezi aici meșteri din aia care spun mână curentă. Apoi cine v-a lucrat aici? Meșteri. Îndita mai library-ul, super futuristic. Așa mă, uite, pe ăsta-l căutam. Dar chiar, e library, dar nu e nicio carte. Încă n-am văzut cărți. Păi, library din viitor, e plină cu hard disk-uri. Simt. Am un mug la viață. Pa, Weed! N-am nici măcar un checkpoint. Hai, scut! Unde ești, scut? Pii! Am văzut șarganul! Am crezut că ai tras tu, nu ăla. Sau tu ai tras. N-am tras eu. I-am văzut șarganul cum se îndreaptă spre mine. Ok. Hai, du-mă la victorie. Du-mă, mă. Uite asta, asta e. Deci nu este de la început acum. Vreau măcar un checkpoint. Dacă nu ai luat niciun checkpoint, ce vrei? Știu. Genul ăsta de mob. Crezi că chiar o să fie greu? Da. O să fie un nightmare. O să visez asta pe 2 ani de acum încolo. Bă, dar genul vreau de shotgun. Dinamici. Sunt ăștia pe care îi urăsc cel mai mult. Nu-mi place când sunt chestii umflate cu... Da, la fel ca în... lichid. Mereu în jocurile, că și ăștia sunt un fel de zombie. Mereu în jocurile cu zombie, mereu e unul care explodează cu pucioasă de aia, știi? Puroi, da. Pentru mine în toți puroi. Sunt puroi. Da, literally puroi. Uite încă unul în față cu neașteată. Că vine pe aici. Oi, mă, puroiatule. Te uitam la pușcuiat. A lăsat unul mic sau era unul mic în spate? Era un pui, da. Ăla era ajutorul ăla. Yes, boss, yes, boss. Poate bă, you said, boss. If you want to leave. Este, mă. Vreau să găsesc un tip care are shotgun. Să iau shotgun-ul. Mult noroc să găsești tipii aici. Uite, ăsta e puțin. Hai, mă, unul cu shotgun. Mă îndoiesc. E tipul de-al tău care să-ți lase shotgun, știi? Nu-i de-al meu, nu-i de-al meu. Trebuie să iau de la unul infectat. Gen, ăla care m-a omorât de la trecută, ăla avea shotgun, îl vreau. Eu cred că trebuie să faci cercuri așa în încăperea asta, până când jocul nu-ți mai trimite wave-uri de dinamici și după aia se întâmplă un checkpoint, ceva. Cred că aici am checkpoint, sper. Da, cred că da. Îți zice ceva. Hai. Ăsta ce? Am luat grenăzi. Automatically nu știu ce. Mai GD, nu? N-am citit pentru că nu, literally nu pot să citesc. Uite știu cum se aruncă ăștia. Hai mă, unde e tipul ăla care s-a sinucis cu shotgun-ul de la trecută? Follow closely. Deci s-a deschis pe undeva. Imediat. Trebuie să văd dacă e vreunul cu shotgun pe aici. Uite mă, s-a deschis, da. Dar aici trebuie să dai checkpoint. Te rog, yes! Și sper că nu mă dă, dacă mor, să nu mă dea cu un muc la viață. Doar puțin vreau să văd ce e aici, în caz că e un shotgun. Știu că te-o să iau încolo. You brought such an effective weapons to combat, bla bla. Da, un pistol. Dar știi că e funny, am văzut pe net, mulți preferă acest pistol față de asta. E destul de accurate pistolul, cred, nu? Face și mult damage. Yeah. Să zicem că face, da. Se simte, gen din două lovituri explodezi un puroiat ăsta, știi? Puroiatul!
Hai să vedem. Uite, mami, vroiatul. They consume all. Deci trebuie să nu scape flood de aici, dude. Asta, asta e misiunea noastră. Fie că trăim, fie că morim. Preferabil să trăim. Au! După ce mori două ore în the library aici, că de asta e cea mai nightmare misiune. Da. Zici, ok, done. Checkpoint done, congratulations. Te uiți în spate și observi că era ușa deschisă tot timpul ăsta. Stai așa! Uite, și asta. Invizibilitate? Îl iau, îl iau. Nu știu ce, dar m-am blocat. Că da viață, da viață și... A, e bine, e bine, e un super shield. Știi ce? Viața asta m-a ajutat. Shield, da. M-a ajutat să supraviețuiesc, dar dacă nu mergem acolo, cred că la fel era outcome-ul. Asta e. Hei, ce caut acolo? S-a dus să vadă ce e acolo sus. Ție acolo sus. Ție acolo sus, eu nu plec până sus. Mamma mia, papa ria, papa ru, bada badia! Deci tot am rămas cu impresia că ți-a zis că you brought such ineffective weapons. Și am rămas cu ideea că... M-a pișat, mă. Vrea să-ți dea el, știi? Da, da, gen făcea mișto de mine. These. Uite, mă, mă dă cu un muc. Ok, this is the correct direction. Puzzle you. You brought such an effective weapon. Tu mă ori mi-o dată, dă-mi. Am nevoie de tine să-mi dai. Dă-mi, dă-mi. Știi ce? Cred că o să fie nevoit să iau de la ei. Asta e. O să iau de la ei ceva. Asta e un pistol. O să iau din ăsta de... Oh. Ce mai proaste iteme? Iteme. Armă. Fii atent aici. Le iau pe ăsta. Unde e? Uite-l. Mamă, cum s-a umflat! Nu, cred că aici m-am omorât singur. L-am umplut pe ăla de AC și a explodat, știi? Aha. Ok, de data asta sunt super atent. Până acum m-am prostit, dar acum e the real deal. Gen, viața mea este viața lui Master Chief. Channel una. Your inner Master Chief. Suntem una cu pământul. Nu-i bine, a? Nu-i bine. Încolo? Universul ăsta pământul e de mult distrus. Pământul e demon. Ia-i, mă, arma! Ia-i odată arma! Dar ce faci? Te-ai luat în brațe cu el? Nu, deci s-a aruncat ăla peste armă și nu puteam să iau de dintre picioarele lui, știi? Am văzut, da. A fost funny, două. Dă-te! Dă-te! Nu, mua, mua! Cam pute, sincer. Imediat. Îi putea gura, a? Da, toată misiunea asta putea gură. Când zici că putea gură, clar... E ceva cu care toți suntem familiari. Gura, știi că nu miroase așa bine tot timpul. De că gura, dacă nu-i pui chestii în gură, ea natural miroase urât. Mm-hmm. Așa este, e o deschizătură către intestin, nu? E o deschizătură exact. Directă către intestin. Și dacă am fi au naturel... Uite, mă! Ce mișto ar fi dacă s-ar vadă aici. Dar știi ce? Mă bag. Bagă-te că merită. Că ai full viață și acum îți dă super shield. Uite-l, run. Uite-l. Vreau asta. Du-te-mă de aici! Dar cine m-a aruncat așa în sus? Deci ceva, am meritat să iau asta, că e super și l-am consumat, da. Dar acum am shotgun. Acum e full viață, e ok. E full viață plus shield întreg. Chiar dacă vezi acolo roșu. Nu uiți, dacă am fi all natural. Da. Tu ai început să zici asta. Deci sunt curios ce vrei să zici cu gura. Nu mai și dacă am fi all natural. Cam puțin. Ah, atât? Da. O natural la oameni înseamnă să puți. Deci true, așa e. Trebuie să embrace că noi natural suntem niște împuțiți și niște poroși. Femeile n-ar arăta la fel. Cred că noi suntem un fel de the flood. Pentru multe animale, da. Suntem destul de flood. Mai ales pentru porci și pui pe care îi mâncăm mereu. Un Master Chief porc. Încearcă să ne oprească să mai facem o... De fapt, nu știi ce, mă? Cred că vita mea în pericol mai mare. Ce? Deci că se zice de faza aia, că ai zis de porci și pui și acum am gândit la o chestie. Deci de faza aia că noi am evoluat să ne crească barbă pe față, pentru că am avut multe bătălii și barba de pe față amortizează loviturile, știi? Da, da. Uh-huh. Acum, noi suntem forma evoluată a lui Pikachu. Întrebarea mea este în felul următor. Noi omorâm pui și porci într-o veselie. De ce nu evoluează porcii și pui să aibă armuri? Da, da.
Ar trebui să fie super pieloși. Măcar să-și facă, să-și evolueze pielea, carnea super nasty, la gust. Să nu mai vrem să o mâncăm. Bă, e ceva groaznic care mă pleznește. Cineva te pleznește la asta? Unde Vlad a pus ochii pe tine. Ia uite, ia uite! Din căoace, mă? Uite. Din căoace vine ei. Mm-hmm. Hai, măcar știu acum unde e vindecătura. Mereu să am o vindecătură maximă. Și trebuie să am grijă cum intru în, în gaură aia. Ah, am luat-o greșit. Niciodată. Nu m-am văzut niciodată. Uite asta. Niciodată pe acolo. Stai, uite, ăla-i shotgun, ăla-i shotgun. Stop, stop, stop. Uite, ăla pe jos acolo era ăla. Shotgun. L-ai dar văzut, ăla da? Ți-a dat. Știu. Am văzut. Și a lăsat shotgun și a dat cu mână. Gata, acum this is it. Până acum n-am jucat. Zici că îți dă cu o gheoagă. Gheoaga mama mea. Că mama e gheoaga. Uite pe aici. Whatever that means. Mama e gheoaga, dude. Te rog, tu ai? Nu. Cineva de aici trebuie să aibă shotgun ăsta. Ăla, ăla are. A tras cu, a tras cu el de frică. Zic. Ia uite-l, mă. Ia uite, mă. E așa, da, mă. Și acum un heal, un heal. Te rog, beatu, 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 beatu. Beatu cu heal-ul e aici, fix după colț. Tu doar să rezisti după colț aici. Te rog. Și știi, nu, nu mai arunc acolo în găoace. Mare greșeală. Așa. Pentru că mai, mai mult pierd decât câștig, știi? Ia mă, luați o grenadă. True. Să mai dau și cu grenadă din spate, ce tată mare. Mamă, deci dacă eram eu cu tine acum în co-op-ul ăsta, în misiunea asta, ah, da, muream. Că ai, că ai ăsta, motion sickness. Motion sickness. Nu, trebuie să-ți întorci capul super rapid, așa. Deci faci săritură și întorci capul și dai în spate, I guess că ăsta e the way. Eu trebuie să joc cu ochii închiși. Un fel de Daredevil. Aha. Dar în viața reală și în jocuri doar. Bă, cred că pe aici. Chiar că nu... Trebuie să ascult. Mereu asculti... de săgeată. Ce vrei, mă? Ești singur! Am crezut că, am crezut că ficatul ăsta lui e să mă atace. A zis că these sentinels will, nu știu ce, but I suggest you să-ți iei upgrade-ul ăla de armură. Așa a zis? Da. Ia uite, le vezi? Da. Sentinelele astea sunt bune, dude. Îmi omoară Vlad-ul. Yeah. Păi sentinelele astea? Astea sunt AI-ul. Corect. Gen, e, e sistemul de apărare, nu? Uite, cred că astea sunt. Nu, nu știu care sunt. Ah, nu mai am, nu mai am gloat. Sees random shape pe perete. Cred că astea sunt. Da. Haideți să ne rugăm la ele. Sigur acest random shape. Bă, cred că m-a atacat un senti. Ups. Nu sta și tu. E ca atunci când eram cu tine în co-op și trăgi în fața mea și te omor. Știu expresia, bă, tu-i sentinel la cap. Deci, uite aici. Am 47 de gloanțe în ea. Și shotgun-ul ăsta este pe empty. 44 mai... Nu, 42 mai mult decât îți trebuie. Hai să vedem dacă e adevăr ce zici sau minciun. O provocare. Uite, lumina asta mă calmează, îmi place lumina asta. Da, calmă. Pentru că este lumină caldă. Da. Întotdeauna lumină caldă calmează. Te rog, checkpoint. Lumina caldă egal checkpoint, corect? Corect. Asta clar e un lift. Sigur mă duce în sus. Hai checkpoint, te rog. Lift egal checkpoint. Toate jocurile știu asta. Deci ești la ăla, la vrei să fii miliardar și acum te ridici de jos pe platoul de filmare, știi? Wait, it gets worse. Vezi ce scrie? Normal că it gets worse. Tu, 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 tu. Ce mișto era, vrei să fii miliardar. Mm-hmm. Și după aia vrei să fii milionar după ce ne-am... ne-am schimbat banii. Da. După ce m-am modernizat, vreau să zic. Maturizat. Pe acolo? Maturizat. Uite, pe aici de obicei dacă intru... Da. Se întâmplă ceva, am... Astea? Am dat drumul data trecută la un sistem de asta de apărare. Opa, fugi. Gata, ți-ai... Uite, ți-ai astea. Consumat glanțele. Astea sunt, mă. Sunt da, cu mine, mă. Uite. Ia. Dă-i, dă-i! Frrrr! Mă, ce bim de... Dar uite, abia, abia îl damage-uiește, vezi? Deci nu e foarte efficient. Mother. Productivity has caused a failure in a drone. Un drone are failure. Reset the backup unit. Please continue on. I will rejoin with you când, după ce dă reset la aia. Super.
Așa, hold your position until the monitor returns. Să ții minte că aici avem vindecare, da? Și da. Jos acolo în găoace mai e. Deci trebuie să rezistăm aici, uit, cu 0 gloanțe. Deci vindecare acolo și în găoace, da? Bun. Și găoace și nu am gloanțe. Ține minte și asta. Ca watch, ca watch, ca watch. Go watch, 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 watch. Prrr. Gata, se întâmplă. Arme extraterestre. Tu crezi în sfârșit, uit? Da. Dacă nu, ăsta va, ăsta e sfârșitul și trebuie să crezi în el. Bun, tu îmi dai, tu îmi dai shotgun. Bine. Unde-i shotgun? Bă! Unde ce shotgun-ul? Ceva shotgun în mână. Ăsta să fie shotgun? Nu știu, dar am, am luat gloanțe pentru asalt, e bine. Ok, stăm la perete aici că avem îngoacele care dau în ăștia. Perfectus! Ăsta-i sănitor. Oală de monitor, deci deja a făcut treaba, mă. Acum, acum, imediat, imediat. Hai că a rezistat foarte bine. Merci să-i. Uite, te rog. Shotgun. Shotgun! Bun. Deci fiecare joc cu zombie are unul care explodează, unul care sare, jumper sau leaper, unul gras, unul rapid, trebuie să fie unul rapid neapărat, știi? Așa. Da. Un witch. Un witch care dă de la... Să crești care mare. Dă de la distanță cu jec, da? Și unul da. Care e de tun, carne de tun. Da, e unul care e super prost, mereu moare. Ăla e cel mai mult. Da. E cărnița, cum se zice. Ia. Yeah. Deci uite, eu vreau să intru peste ăștia că tot îmi iau gloanțe apoi, știi? Mhm. Ia să vedem câte de astea avem. 600 de gloanțe. Nice. Dar o să rămân. Bine, o să dau puțin cu astea când nu avem multe wave-uri. Da. Și folosesc shotgun-ul pentru când am probleme grave. Au! Scuze, nu mai văd, deci pentru mine ăsta era invizibil, nu știu ce. E mâzgos, știi? Tu ce-mi dai? Hold position! Nu, urăsc când zice please wait here. Dar unde tot pleacă? Ce face? Bărăbă! Trebuie să bărăbă! Bărăbă! În viitor post-apocaliptic, zombie peste tot, singura inteligență artificială care poate să te ajute, merge bărăbă. Fac pe mine! Opa! Uite, și toarnă uleiul în veciu. Ăsta e jumper. Mamă, ce toarnă ăsta uleiul. Uite câtă găoaca. Are piept. Gaură, da, în piept. Aha, s-a deschis, uite. Ui, da, vezi că o duce mai bine decât mă așteptam. Nu e chiar așa grav. Bă, acum cam, că da. We get the hang of it, știm că ce trebuie să facem, cum trebuie să ne apărăm de chestii. Acum că am ieșit și sentinelele, parcă nu e chiar așa greu, nu? Nici nu e așa greu, că în mare parte trebuie să tragi în aia răi. Da. Dă-i în aia răi. And that's all you have to do. Eu mor pe aia buni. Nici măcar nu-i dau, nu-i atac pe ăștia, că sunt literi, nu ce să facă. Să se facă și ei mari, merg la grădiniță. Crezi că tu, Ovidiu, așa cum te știi pe tine, poți să omori un de la singur? Un de la mic? Da. Da, dar m-aș scârbi rău de tot. Crezi că ăsta-i glumă? Adică l-aș omoră și după aia vomit. Opa! Nu-mi place, nu-mi place aici. Am uitat să zic că sunt și claustrofob. Ha, bă, da, dar tu vii la pachet cu multe, Ovidiu. Eu le am pe toate. Dar știi ce nu am, mă? Adică, single, de obicei, oamenii care au... Da. Oamenii care au chestii de genul ăsta au și alergii. N-ai alergii? Eu n-am alergii. N-am alergie la absolut nimic. Ce să mă gândesc dacă am alergie la ceva? Și cred că... Nu, cred că n-ai nici tu. S-ar putea să am la... Ba da, stai. La lactate. La ce, mă? La ce e tu alergie? La lactate am. Fac, tu știi aia cum nu fac e alergie. E o alergie. Fac super împrăștia, da. Am băut, am mâncat de fapt lapte cu cereale. Așa. Și acum am super, mamă mia, mamă mia. În primul rând mi se duce bateria la căști, nu știu dacă ai auzit. Nu. Gen, am făcut super împrăștiat azi. Din cauza că am vrut și să mănânc niște cereale. Mamă mia. Nu faci împrăștiat tot timp cât strângi după tine. Da, sunt destul expert la strâns. Ia să, deci crezi că trebuie să mai iau prin... Hai să încerc să nu mai iau prin asta. Dar nu intră la capitolul... Nu cred că intră la capitolul alergie. Ba da, pe aici trebuie, uite. E închis. Deci clar trebuie să o luăm prin găurică pe acolo. Mhm. Intoleranța nu e alergie? Ești alergic la lapte. Alergia e o reacție alergică, în sensul că strănuți, te umfli, știi? Păi poți să zici că mă umflu la maț. Nu te umfli.
La maț. Hai uite, mai am un singur glunț aici. Apa nu. Te dau să dau reload. Să nu-i să dau și reload, băi doi. Mamă, când sunt mulți, când sunt wave-uri și trebuie să dai reload, e cel mai varză. Aha. Uh-huh. Gen, simți că n-ai ce să faci, știi? Ești neputincios, știi? Normal că cum te aștept toți. Uai, mamă, zici că arătă... Da, vreau înapoi! Arătă ceva, o găleată de doia. Cum mai aruncă oamenii de la țară găleata cu lături? Da. Așa ți s-a aruncat acum în față. Eu sunt o lătură, dude. E. Sunt, lasă. Hai să nu exagerăm. Am mâncat și lături bune. Mormojegiule. Mormăilă. O să încerc să merg puțin mai sistematic, să iau un poștiu dacă pot. Da. Mai curăg niște gloanțe. Uite mă, dar a trecut tot așa. Reload-ul m-a omorât. Cred că am zis, opa. Puțitule, cum se umfle să pleznească. Dar cum trăiesc de aia mici în ăla mare? Dar nu cred că sunt în el. Ba, tocmai ce ai împușcat și au căzut din el. Sigur, dacă n-am văzut bine, aia e, dar a fost ciudat. Hai să ne aici sigur e unde ăsta. Mai clearuini. În spate mereu o să fie un rătăcit de ăla. Un rătăcilă. Rataxes. Rătăcilus. Hai să vedem. Taxe de plătit. Aici vine unul. Aha, vin mai mulți. Dă grenada acum. Astea, da. Tac. Știi ce? Full me one, shame on me. Fă pasul în față că ți dă cu gălata cu de-aia. Sau nu? Pa! Ce? Turna lăturile, hă? Păi la asta mă așteptam. No. No thanks. Hai să-mi iau și eu din... Dacă aveți... Mama, am înviat! Promit că am înviat. Da, ăsta mă moară de obicei, nu știu de ce m-am băgat așa. Nu știu, ai avut un zvâc de curaj. Na, 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 na. Te-a pierdut imediat. Ăsta are shotgun. Da. Ce puțit! Dar cum? Cum? Am întrebat. Lasă-mă nu, că... cu 2 de O. Cum? Nu poți să faci nici speedrun, nu? Bă, nu prea poți. Ai nevoie de 1 glanțe și 2... Vrei să te mai și vindeci ăștia. Nu prea dau răgaz să te... Nu se vindește ăștia din el. Erau din el, da, erau din el. E cred că o matcă, o mamă. O matică. Matică. Și înainte bondarii făceau polenizarea? Anyway. No way. Da. Ce s-a întâmplat? Uite. S-a trecut la femei, nu știu ce. Uite. Așa, l-ai călcat. L-ai tocit. Literally, cu pantoful. Nu mai e niciun rătăcit. Ok. Acum o să triggerim ăsta care o să sară pe mine. Da. Boing. Și acum o să vină multe rături de-astea, știi? Aha. Caută rături. Uite. Bă, dar ăștia și dau la țintă, mă! Nimeresc! The Flood n-ar trebui să știe să facă asta. E un virus. Nu, e un fungus. Mai e rău. Un fungus. Ia uite și tu. Era infectat un soldat al tău și da. Imediat a învățat că dacă apeși pe trăgaci dai gloanțe și imediat a învățat să tragă la țintă, știi? Aș înțelege asta că poate intră în creierul soldatului și împărtășește puțin memoriile, ceva genul, știi? Tot ar trebui să învețe. Ah, ok, deci cu emisfera stângă a creierului pulls the trigger și tot stai ceva. Dar crezi că make sense pentru că în serial, după ce infectau oamenii, stăteau nemișcați așa ore în șir. Aha, până se familiarizează cu ei, nu? Cred. Bă, da. Aici avem niște... Uite, shotgun. Bă, o duce bine cu viața full. Față de... Okay. A, uite bă cine au mordat data trecută. Torpila aia, nu? Era un rocket launcher. Aha. Da, gata, s-au pișat. Deci înseamnă că avem rocket launcher aici. Ceva miroase bine. Și nu era fundul meu. Unde este the monitor? Uite-l. Mamă. O să merg așa. Un rocket launcher în mână și cu un shotgun. Ce trebuie să facem cu monitor? Unde este? Asta l-am întrebat. Asta, dar ne-a cerut ceva. Uite. Monitor.
Zi. Nu, nu, n-a cerut nimic. Acum zisese ceva. Hai să fugim. Uite, aici puteți să cizuim grav. Încolo, da? Mm-hmm. Hai, dă-mi un checkpoint, te rog. Mâncam iași. Asta e și o misiune care ține foarte, foarte mult, pe lângă faptul că e nightmare. Asta nu știu ce zic. Sper să se termină odată. Uite, lift! Checkpoint, mersi mult, mult, mult. Pucioasă. Virgilian este cu noi. Am aruncat un singur glonț de jos. Bun, avem checkpoint. Dar uite câte puncte. Erau niște puncte roșii. But I don't want to ride the elevator. Cine vine, mă, cu numele astea? Okay. Master Chief l-a inventat. E genul de joc care nu știe dacă vrea să ia 100% în serios sau puțin funny, știi? Mhm. Ia, crezi că terminăm și noi? Asta mi-a dat o singură rachetă pe țeavă, mă. Ok. Și... ok. O broscuță infectată. Mergem ușor, încet și liniștit. Avem sentinele cu noi. Bun. Acum ori poate fi super easy, ori super greu și avem nevoie de ajutor, știi? Una din două. Ia să vedem. Hai sentinele. Când ai sentinelă cu tine, clar ai nevoie de ajutor. Iar trebuie să luăm prin gaură. Trebuie să văd ce e pe aici. Ok, popcorn. Rockets. Avem rockets. Rockets. Team Rockets, Rockets. Ia uite-le. Sentinela cam și-a făcut treaba. Și-a cam făcut-o, da. Hai. Urează succes, Wade. Sigur o să fiu încărcat cu lături pe aici. Checkpoint. Și avem totul la maxim. Succes. Nice. Îmi place când avem un checkpoint. Începem fresh. Viață maximă, armă maxim, știi? Iau ce e acolo. Știi ceva? Bă, a știut să oprească. A știut. Nu, e waste, cred. Cred că e waste. Mamă, dar îmi place cum se... Oh, de unde are înviat? Și se spargă mii de hârtiuțe, ca o piniata. Aha. Ăia, de fapt, sunt spori, cu aia, așa se mulțesc ei, nu? Aha. Groaznic. Eu, ce oribil de sunt! De ce este obia asta de funguși? Ai văzut că nu sunt multe de jocuri și seriale, tăcă... Fii, parcă avem un in the back of our heads că reprezintă moarte, death. Că fungusul vine când ceva moare, nu? Într-o atmosferă de aia damp, așa udă, rece, întunecată, literally în pământ. Mă rog. Da, dar noi am învățat de mici că ciupercile ne fac mari. Da. Da, Super Mario, nu? Normal. Acum întreabă-te de câte ori murea Super Mario. Upsi! Mă, că era plin de ciuperci pe el. Doamne, să vezi un Mario cu o ciupercă ieșită din ochi. Uite, asta nu-mi place să văd, chestii nenaturale, știi? Sau ori aș putea zic prea naturale. Că când e ceva super natural, deja devine scary. Dă-mi un exemplu, că nu știu la ce te referi. Moartea e foarte acum naturală. Ah, ok. Și când vezi efectul morții asupra corpului, atunci devine super scary. Ah, da, am văzut odată și m-am marcat. Da, mai văzut. În serialul, nu în viața reală. Tu credeai că în viața reală? Ce ai văzut? Am văzut în serialul Hannibal, nu știu că l-ai văzut vreodată. Ah, nu, am văzut filmele, să zic. Cu actorul ăla, un actor bun. Știu. Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen, da. Așa. Un cadavru care stătea, zăcea în pământ și în el erau plantate multe ciuperci. Ieșeau așa, în ripcage acolo, era open. Exact, exact ce am vorbit. Exact ce am vorbit. Și exact asta mi-a venit în minte când în timp ce ziceai. Da, Hannibal e în stare să mănânce ciupercile alea, nu? Așa le hrăvestuia el? Face. Nu, era alt psihopat, mi se pare. Hannibal cumva omora psihopații? Sau nu știu povestea bine? Nu, nici eu nu știu povestea bine, nu. El doar se înfrupta din oameni. Dexter este un criminal în serie care omoară alți criminali. Ăsta e motto-ul lui. Gen, are... Semper Fi. Da, literally. Are dorința asta psihopatică de a omorâ. Mm-hmm. Dar și taicul l-a învățat, care era polițist, by the way. Da, l-a luat de mic. Că a văzut pe Mike s-a omorât în fața lui și l-a marcat. Și taicul știa că o să aibă
trei de genul și crescând, mm-hmm. a văzut că începea să omoare pisici, să le disece, chestii de genul, știi? Și Taixu de mic l-a învățat cum să-și controleze furia asta și încet încet, la teenage years, a început să lucreze cu el cu criminali, gen îl lăsa să omoare criminalii. Și, pe, mm-hmm. și in the back of his head este că fiimea nu face închisoare tot restul vieții, ci poate să-și stăpânească urge-ul omorând oameni răi. Și despre asta e Dexter. A văzut că fiul e psihopat, că psihopații nu au empatie. Da, da, da. Și l-a făcut să-și channel, uite, măcar omoare pe ăștia răi. Mm-hmm. Dar încet încet a învățat să iubească. Și ghiși pe cine a învățat să iubească cel mai mult dintre toți? Pe killerul mamei lui. Nu, pe sora lui Stepsis, Stepsister. Okay. Și așa se termină Dexter. Care are trei copii. Crezi? Până acum da, s-ar putea. Bă, suntem bine, da? Nu ne învârtim în cerc. Uh-huh. Păi dacă îți vorbește monitorul? Se prefie. Normal. Ah, tu ăla zici că e monitor, ok, ok. Păi la ce e? Deci când zici unde-i monitor, cream că trebuie să caut eu un monitor când zicei unde-i monitorul. Nu, că așa nu, zice... Nu, lui zică dronă, hai să zicem dronă. Bine, îi zicem dronă de acum încolo, dar așa zice acolo că wait for the monitor, știi? Gari, da, da, da. Uite-l monitorul, nu? Îmi place. Hai să zicem dronă, uite monitorul. Stai mă puțin! Știi ceva? Eu căutam gloanțe, dar acum o să mă cac în voi cu rocket launcher. Uite, am gloanțe aici, gata. S-a enervat Jang. Da, mă știu, mă enervez. Nu știu dacă să schimb rocket launcher, că nu știu când să-l folosesc. Cred că vine ceva mai mare. Ok, ce era bun aici? Sonic. True. Exact. Sau Knuckles. Da. Cine a fi și ăla? Da. Ugandan Knuckles. Do you know the way? Literally, noi suntem Ugandan Knuckles că trebuie să îl așteptăm pe ăsta să show us the way. Mm-hmm. I will show you the way. Vezi că astea sunt niște meme-uri de la începutul VR-ului. Bă, da. Că Ugandan Knuckles este de pe VR chat, nu? Ce... Exact. Ce ani erau atunci? Sincer, nu știu, 2015? 13? Ceva genul. Mamă! Aș fi zis 2018. No. E destul de vechi, cârnatule! Cine m-a cipit de la spate? Am văzut. Hai, deschide-mă. I will deactivate the security lock, wait here. Aștept de aici. Ok. Stau puțin ascuns. Dar lasă-te mă infectat. Încerc, dar ăștia mor în mine, se pare. Hai, deschizi tu. Ce făcea ăla, mă? Să uita în sus? Să uita pe TikTok. A, bă, deschide-mă! Lăs-mă telefonul la jos. Boom. Uite, avem gloanțe de shotgun. O văd pe ăștia shotgun. That's a boom, alright. Boom! Boom, shaka! Oh, nu! No, uite-și tu cât încarcă. Și mă enervează în orice alt joc, cred că așa este, nu știu, zic nifun. Dacă nu apuci să, gen, încarci arma, da? Așa. Dar uite, acum dacă trag, ar trebui să trag cu cât am pus deja pe țeavă, da, nu trebuie să încarce până la maxim. În Call of Duty, de exemplu, așa e, pot să-ți confirm. Așa dacă e, ai apăsat să pui 1, 2, 3 și normal trebuie să pui 12, ai pus până la 3, tragi cu alea 3. Da, mi se pare moment normal așa. Mersi. Exact. Ia să vedem. Ovidiu, cred că moare casca în câteva secunde. 3, 2, 9, 2. E mi-a dat vreo 3 minute până să moare de tot. Dar e ok, okay. Că terminăm curând. Simt. Mm-hmm. Mi s-a deschis și ușa. Așa, oricum am progresat mult mai bine. Tu ți-ai deschis al treilea ochi? Da. Știi nice. Ceva? O să, vreau să dau asta să schimb cu o pușcă ca lumea. Nu mai suport să rămân cu rocket launcher-ul degeaba, că poate nu o să-l folosesc niciodată. Și îmi pierd un slot de armă, știi? Mhm. Uite, acum aș fi folosit. Acolo aș fi dat un rocket, dar na. Normal ce că atunci l-ai fi folosit exact când ai, imediat după ce l-ai aruncat. Ai văzut, exact acum a venit puhoi dintr-o dată.
Și da, da, ai fost aici pe... sentinele, e ok. Da, sentinele sunt... Legile lui Murphy. Eddie Murphy. Eddie. Ce-mi place. Știi că mulți... Eu zic asta fără să-mi dau seama că oamenii nu știu că glumesc. Dar eu mereu mă refer la legile alea ca fiind al lui Eddie Murphy. Da, și eu de când... Tito, back in the days. De când tot zicem asta. Dar Danilus, cred că el crede că chiar așa zic. Astea sunt legile lui Eddie Murphy. Ok, bă, eu cred că suntem pe care să terminăm. Că din nou, uite, lumină caldă care înseamnă checkpoint, ți-am zis? Înseamnă bunătate, nice. Și știi ce? Aș închide aici, sper să mă dea de unde am rămas. Să nu mai ia de la checkpoint, ai luat checkpoint, Dan, pardon. Și sigur mă dă de aici, nu? Dată viitoarea 2-0. Sperăm. Stai, ceva? Stai să ajungem sus, vedem unde ne aflăm și după aia. Fourth floor, tools, guns, keys to super weapons. Are sens? Da. Nu. Nu. Ok. Păi, putem să închidem? Ai văzut un checkpoint, Dan? Uite, da, mă, că erai pe elevator. Ok. E, uite cum așteaptă ăștia. Mămăruțele. Astea sunt niște mămăruțe. În lumea lor de extraterestre, știi? Ok. Rolly Polioli. E cel mai bun băiat. În lumea lui de roboței e foarte apreciat. Eu am fost Jank. El a fost Weed. Noi suntem 2-0. Sper că vă place seria Halo. Noi sigur o iubim și suntem pe cale să-l terminăm chiar. N-am mai terminat un joc de mult, Weed. Faza e că e mult mai la îndemână să-l filmăm pe ăsta decât orice altceva. Că normal. Nu trebuie să hucuez nimic, știi, e pe PC. În fine, hai, pa, lumea. Hai, pa. Pa, 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 pa,